Ne uităm la femeile care la 45-50 de ani arată perfect și evident ne dorim să le urmăm exemplul. Dar care este secretul frumuseții după această vârstă? Face dezvăluiri Sanda Ladoși. Română, sincer acum. Bună ziua, dragii mei. Sincer, bine venit. La mulți ani. La mulți ani și vouă, la mulți ani celor care vă urmăresc. Mă bucur să vă revăd. Și noi, noi. Unde mă așez? Uite acolo pe canapeluță. Așa. Yeah. Deci care este secretul? Exact. Hai să o luăm așa, abrupt. Ce faci de arăți așa bine? Exact, exact. Mă ajută mama natură. Mă mai ajut și eu pe mama natură. Așa. Cu oarește ce disciplină. Nu știu, cred că multe concură la aspectul unui om și cred că foarte mult țin și de interiorul persoanei respective. Și aici mă refer la starea de echilibru, la împăcarea cu sine, la nu neapărat cât sport fac, cât mănânc, ce nu mănânc sau nu știu. Pleacă în primul rând de la genetic, geneticul sănătos de principiu. Și apoi restul factorilor. Dar cred că ceea ce desăvârșește frumusețea cu ghilimelele de rigoare a unui om ține de starea interioară a fiecăruia dintre noi. Și aici se cam reflectă pe fața noastră sau pe aspectul nostru, cred. Așa în câteva vorbe, că altfel stăm și discutăm multe. Dar dacă ar fi totuși în concret așa să ne spui ceva ce chiar consider că a fost important și ai făcut tu de-a lungul timpului și te-a ajutat să fii sunt o persoană disciplinată, iartă-mă că te întrerup. Sunt o persoană disciplinată, sunt o persoană care nu face excese de niciun fel, sunt tributară și oarecum iubitoare, îmi place să gătesc, îmi place să mănânc. Asta e o problemă la mine, într-adevăr. E greu să o echilibrez, dar caut să nu fac excese. Deși în perioada asta sărbătorilor, fără e să vrei, mănânc ceva în plus, fac efort ca să mă abțin, să mănânc de toate, dar în cantități mai mici. E important să te menții la aceeași greutate? Cumva, dacă stau să mă dau exemplu pe mine, n-aș putea poate fi cel mai bun exemplu, pentru că am avut diferențe de greutate și de-a lungul copilăriei, în mod special cam în clipa adolescenței am câștigat în greutate și după aia mi-a fost foarte greu să o țin în echilibru. La un moment dat aveam 7-8 kg peste greutatea care ar fi trebuit să o am, dar am fost și în exces foarte slabă, am avut 49 de kg la 1,68. Am fost foarte slabă, deci mi-e foarte greu să dau eu sfaturi în sensul ăsta. Cu greutatea. Am oscilat cu greutatea, dar în același timp am avut o regulă de aur. Sportul pentru mine a fost o plăcere, nu o obligație. Am făcut-o din copilărie, am făcut-o și în tinerețe, o fac și acum, poate nu cu regularitatea care ar fi trebuit, pentru că organismul are nevoie de a păstra un ritm, să nu-l bulversezi cu extreme prea mari. Aici n-aș putea să spun că fac chiar tot ce trebuie, dar mi este și foarte greu la ritmul alert în care trăim cu toții. În măsura posibilităților, caut să păstrez cât de cât un echilibru. Totul pleacă de acolo, în ceea ce mă privește, de la echilibru. Echilibru ca persoană, echilibru ca alimentație, echilibru ca desfășurare activității. Asta e cel mai greu de ținut, de fapt. Corect. Reușești să te odihnești? Da, reușesc să mă odihnesc. Da, n-am motive să nu dorm bine. Nu, sunt persoane care au insomnie, au pur și simplu... Din punct de vedere fiziologic n-am probleme și atunci funcționez încă foarte bine. Probabil că la un moment dat voi avea și problema aceasta, ține iarăși de vârstă. În principiu pot să spun că mă odihnesc foarte bine, dorm 8 și 10 ore câteodată. Bine, asta în ultima perioadă, pentru că atunci când au fost copiii foarte mici am dormit foarte puțin. Și asta acum tu, mămică tânără, știi ce înseamnă? Foarte, foarte puțin. Dar hai să vezi că te liniștești și lucrurile se așează, ei cresc, devin independenți. Le faci și lor un program, că asta e important. Eu de la început le-am făcut program. Nu ei mi-au făcut mie, eu le-am făcut lor. Și a fost foarte bine pentru mai târziu, pentru că lucrurile după aceea e foarte greu să le schimbi. Odată ce îi lași pe ei să-ți facă programul, după aia e foarte greu să schimbi. Da, de obicei părinții spun, lasă-l să mai crească, să mă înțeleg cu el. Nu există asta. Ei știu foarte bine de mici.
Ei, știți cât de bine știu, dar ei sunt așa de mari excroci, cât de mici îi vezi, așa mari excroci sunt. Și așa de tare simt că iubim și că am face orice pentru ei. Asta ei simt, părinții nu-și dau seama, dar ei profită de fiecare pas pe care noi îl facem greșit. Și speculează odată dacă ai spus ceva și nu te-ai ținut de cuvânt, imediat ți-o întorc. Asta toți cei care au părinți nu se poate, nu există să nu se fi lovit de așa ceva. În primul rând, din punctul meu de vedere, esențial este să fii ferm, să știi să fii ferm, să înveți să fii ferm. Ceea ce este foarte greu, pentru că îi vezi așa mici, îi vezi așa de drăgălași, îi vezi așa speculanți și ți-e foarte greu că ești părintele acestui copil și e normal să fii sensibilizat. Dar credeți-mă că e atât de bine își fac treaba cu noi, de nici nu vă închipuiți. Tu ești o persoană matinală? Da. Te trezești de vreme? 6:30. A, da? Da. Wow! Chiar dacă mă culc la 12:01 noaptea, la 6:30 mă trezesc. Și în general nu prea întârzi cu acest culcat tardiv. Da. E ideal e să prinzi cele 4 ore de aur de la 10 la 2 acolo, niște ore de aur foarte importante pentru o bună funcționalitate a organismului. Nu pot în fiecare seară să fac acest lucru, dar se întâmplă foarte des să mă culc la ora 10, dar la 6:30 sunt băț și fără ceas. Și fără ceas. Și fie că vorbim de vacanță, weekend, nu contează. Din păcate. În vacanță aș vrea să dorm mai mult, dar nu pot că mă trezesc. Da, nu. Sunt. Dar îți place și liniștea dimineții când în casă e încă nu s-au trezit, încă. Da, profit de ea, asta, profit nu? De ea. Acum știi ce se întâmplă? Ai să vezi că odată ce copiii cresc și preocupările lor se schimbă și stilul ăsta de a fi vampiri asupra mamei și în mod special asupra mamei se schimbă, devin independenți. Eu am bine, dar așa am învățat, am doi copii extraordinar de echilibrați, zic eu, pentru vârsta lor. Ei știu, au sarcini fiecare, au responsabilități de care trebuie să se țină, adică nu ne sculăm din pat fără să facem patul, nu coborâm fără să fim spălați, îi verific, îți dai seama, să fie spălați, îmbrăcați, singuri, nu de mult fac asta, deja nu mai e, de mult se îmbracă singuri, ei își aleg hainele strâmbe, proaste, cum și le aleg, e treaba lor. Deci așa în asta vor nu te învăța. Bagi. Așa vor învăța să, acum, să fim serioși. Luați-vă pe fiecare ca adulți. Câți ați devenit fashioniști de la 3 ani? Nu există. Nu. Și eu am întâlnit și cazul acesta în care mama era extraordinar, se ocupa, preocupa de fata ei, enorm în felul în care se îmbrăca, ce-i cumpăra. Fata aia tot vrea niște pantaloni, rupt, niște pantaloni, un training, niște Adidas și vrea să fie copil. Da. Nu păpușă. Corect. Și atunci am zis, da, de ce să fac eu lucrurile astea? Pentru că știi cum e, ei cresc, ei își schimbă preferințele, vor învăța și să se îmbrace și să se aranjeze, toate la vremea lor. Eu îmi țin cu dinții de copilăria lor. Vreau să fie cât mai mult copii, pentru că așa cum, voi, cum suntem noi acum, vor fi cel mai mult din viață. Așa e. Copilăria nu se întoarce, n-avem cum să o întoarcem înapoi, n-avem cum să mai ajungem la vârsta asta care este adorabilă și atunci de ce să nu profităm noi ca ei să rămână așa? Cum arată o zi din viața ta? Te trezești la 6:30 dimineața? Îi pregătesc pentru școală, așa? Îi trimit la școală, după aceea mă ocup și eu de mine să mă pregătesc pentru... Să-mi pregătesc persoana pentru ziua respectivă și mă îndrept către instituția pe care o conduc cu mare onoare și cu mare drag, Circul Metropolitan București. Acolo este activitate de multe ori în perioada asta mai mult pe zona administrativă decât artistică, dar ne pregătim proiectele, încercăm să le repunem pe linie cele vechi și să facem proiectele pentru anul în curs. E un program care poate să dureze, acum e un program mai scurt, dar în perioada în care scoatem premieră, am plecat și la 11 și la 12 și la 1 noaptea de acolo, din cauza reglajului de sunet, din cauza reglajului de lumini, sunt o groază de detalii pe care toți cei care organizează spectacole știu. În perioada asta profit de momentele în care mă întorc acasă pentru a-i supraveghea la pe copii cu alimentația, cu școala, cu, mă rog, lecții și tot ce pot să-i sprijin. Să avem activitățile noastre, să-i duc la activitățile lor, pentru că mă ocup și de chestia asta.
Și apoi urmează pregătirea de somn și, exact, și gata. S-a dus ziua. Da, nici da, nu știu când se duce ziua. Aia, aia, exact, trece ziua. Și timp pentru sport? Timp pentru sport, de regulă, acum profit de faptul că acolo la circ există o sală de sport și am posibilitatea să alerg, că e și parcul lângă, dar am și un inel tehnic pe care eu pot să-l folosesc la alergat ca un fel de mini-stadion. Dar, în general, când începe să iasă vârful ierbii, eu prefer stadionul. Uh-huh. Îmi place să alerg, îmi place natura, îmi place să-mi desfășor activitățile de acest tip afară. Nu știu cum, nu știu cum reușești. Sunt multe lucruri. Vei putea și tu, dar nu acum. În clipa asta e mai greu. Când copiii sunt mici, preocupările tale sunt foarte bine ancorate acolo. Ori tu îți faci și meseria aici, e complicat. Dar cu cât cresc, ai să vezi că îți recâștigi independența. Da. Pentru că ei și-o capătă a lor. Dacă ar fi bine, să... depinde și, iartă-mă, da, depinde și cum îi înveți. Corect. E foarte important cum îi învățăm. Dar sfatul meu, dacă contează pentru cineva, este să pregătim copiii totuși să devină independenți. Pentru că niciodată nu știi ce surprize te așteaptă, niciodată nu știi, în primul rând, cu tine ca părinte ce se întâmplă, iar ei sunt complet, în lumea asta, complet neajutorați. Aș vrea să vorbim un pic despre momentele dificile prin care ai trecut, dacă au existat. Tot timpul, nu cred că scapă cineva de așa ceva. În toate momentele dificile, acum depinde cum le percepi și cum reușesc să te lovească, depinde seninătatea cu care accepți că ți se întâmplă niște lucruri și, până la urmă, dacă ai șansa asta, ca în momentul în care treci printr-o perioadă complicată, da, să vezi partea plină a paharului, pentru că întotdeauna există o situație care e mult mai gravă decât a ta. Și e chestie de psihologie, cum te percepi în raport cu problema respectivă. Iar eu întotdeauna am zis că, indiferent în ce situație aș fi, cât de joasă, cât de grea, cât de urâtă, pentru mine cea care este cea mai gravă este boala și moartea. Peste asta, orice este extraordinar. Se vorbește foarte mult în spațiu public în ultima perioadă despre singurătate. Te-ai simțit vreodată singură? Ai simțit vreodată singurătatea? Nu, în ultimii 14 ani. Da. Nu, deloc. Câteodată, să mă ierte Dumnezeu, am nevoie să fug ca să fiu puțin singură. Deși mă simt vinovată, vă dau cuvântul meu de onoare, că mă simt foarte vinovată când gândesc așa. Ei. Pentru că acești copii au fost atât de doriți încât n-am dreptul să gândesc așa. Dar cred că e instinctul acela de supraviețuire, de a-ți limpezi creierii, de a lua o gură de aer. Pentru că copilașii, cât sunt mici, sunt oarecum vampiri energetici. Deci ei sunt călare pe noi și dornici să fie cu noi. E foarte adevărat că trebuie să profităm de aceste momente. Ei vor zbura din cuib și vor fi fiecare pe traseul vieții sale și atunci le vom duce dorul. Nu mai putem să... E ciudată viața asta. Întotdeauna vrem ce n-avem. Exact. Asta e, din păcate, o problemă. Iar apropo de singurătate... Cu siguranță că am avut momente. Am avut și singurătatea în doi, am fost și în singurătatea singură, evidentă. Da. Ceea ce pe mine m-a ajutat foarte tare și m-a ținut la suprafață, fără să deznădăjduiesc, fără să ajung în planuri extreme sau fără probleme ieșite din comun, a fost meseria aceasta splendidă pe care o am și pe care Dumnezeu mi-a dat șansa să o pot face, chiar și după cei 10 ani în care am stat acasă alături de copii. Eu, în perioada respectivă, nu am renunțat total, dar era cumva așa, să mă țin acolo undeva la nivelul de plutire. Am zis că întotdeauna, că dacă va fi ceva să fac în continuare, dacă voi avea ceva de spus lumii, voi spune, dacă nu, asta este. Dar iată că tot ea mă duce mai departe și mă ajută să escaladez orice situație nefastă mi s-ar oferi, pentru că, până la urmă, nu poți să fugi de problemele care ți se ivesc în față. Trebuie să stai, să iei o gură de aer, să respiri, să gândești limpede cum să o rezolvi și să treci peste ea, pentru că orice problemă se poate rezolva
mai greu sunt cu celelalte două de care vorbeam mai devreme. Asta e, asta e părerea mea. Da, 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 da. Și până la urmă viața nu este o călătorie lină așa. Eu nu cred că este cineva care nu are probleme. Eu nu cred că cineva a putut să se retragă din fața lor în totalitate. Dar important este zâmbetul cu care privești problema în ochi, știi? Da, adică da, 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 cum, da, cum preiei această problemă și cum o tratezi și cum o rezolvi. De fapt, până la urmă, asta este viața. Uh-huh. Asta este viața. Cum reușim să cum reușim să vâslim pe marea asta care este viața? Care uneori e mai tulbure, alteori e mai lină. Dar eu vă pun eu o întrebare acum. Da. Cum ar fi să fie numai lapte și miere? Credeți că ar fi bine? Eu nu cred că ar fi bine. Păi poate n-am mai aprecia laptele n-am și mierea. N-am mai aprecia nimic. N-ar fi nicicum. Viața așa este făcută, cu suișuri, coborâșuri, pentru că de fiecare dată apreciezi. Când ai dat cu fundul de pământ, asta este, îți dai seama, dar cum era când era bine. Și atunci te trezești. Dacă ești un personaj care nu apreciezi lucrurile bune pe care le ai în momentul acesta. Dom'le, trebuie să fim mulțumiți că avem și cu ce avem. Absolut. Și cât avem până la urmă, că întotdeauna e loc de mai depinde unde privești. Mai rău. Da, da, da. Nici așa nu e bine să privim totuși fatalist, că întotdeauna e loc de mai rău. Că, știi cum e, dacă nu te găsește în stabilitate, poți să iei razna. Dar în același timp e mare lucru să reușim să mulțumim pentru ceea ce avem. La Vorbește Lumea suntem în continuare alături de Sanda Lado și pe pauza de publicitate trebuie să vă spun că eu am avut parte de o lecție, o lecție de parenting adevărată, nu așa? Adela și-a notat totul pentru că ea... Am și eu un pic mai multă experiență decât voi, puțin așa, dar să nu uitați că trebuie să ne iubim copiii, dar trebuie să ne ghidăm, trebuie să, ei nu trebuie să fie nu trebuie să fie urmarea nerealizărilor noastre. Ei trebuie să fie personalități distincte, bine îndrumate, că de fapt de asta au nevoie. Că asta e concluzia la ce am discutat noi. Dragoste și ghidaj. Așa e, așa e. Da, pentru că adesea neîmplinirile părinților, vrem sau părinții vor să fie realizate de către copiilor, chiar dacă poate, nu știu, copilul respectiv. Da, și probabil că acei copii, am văzut multe situații în care ei au urmat studiile superioare, exact, care și le-au dorit părinții și după aia tot ce au făcut un business sau nu știu ce altceva, din ce pentru că și-au ei urmat calea lor. Bineînțeles. Sigur. Da, dar au pierdut un timp, știi. Așa cum e. E adevărat, dar până la urmă știi cum e, asta e mersul lucrurilor, n-ai cum, că știi cum e, nu poți să-ți schimbi rudele, alea sunt. Da. Corect, corect. Ce ne cânti astăzi? Ce să vă cânt de dragoste, ce a ales Moto pentru mine? Mai devreme o întrebase în titlu, că nu știam sigur ce mi-a ales. Oare știi, se numește compozitor George Popa. Perfect. Îți mulțumim tare mult că ai trecut pe la noi. Îți dorim ca anul ăsta să ți se împlinească tot ce-ți dorești tu. Ți-ai făcut... Să fim sănătoși. Restul dorești, le rezolvăm având sănătate. Și mergem și la circ. Mergem. Vă aștept că aveți ce vedea. Chiar și am cu schimbat, de 3 ani jumate? Am schimbat, da, fără probleme. Fără probleme. Am schimbat conceptul spectacolului de circ și eu zic că merită să faceți un mic efort, mai ales că sunteți destul de aproape de noi. Venim exact, cu siguranță. Bunilor, ne revedem mâine la 10.30. Acum rămâneți cu Sanda Ladoși. Bine. Oamenii rați trec pe lângă mine. Eu îi privesc, mă privesc și trec mai departe. Nimeni nu știe ce se întâmplă cu mine, dar poate tu știi. Oare știi de ce sunt în pustii? De ce ploaie? Pot opri. Spune-mi, oare știi că sufletul mi-e gol și trist atunci când nu mă privești, când nu vorbești? Oare știi? Spune că știi. Ne prefacem că normal, în
stres, acum e mai mult decât banal. Mă stresez, mă enervez cu insistența ta. Te privesc, tu mă privești, trece mai departe. Nu știu ce se întâmplă cu noi, dar poate tu știi. Oare știi de ce sunt tot pustii? De ce ploaia care mereu și nu pot opri? Spune-mi, oare știi că sufletul mi-e gol și tri? Petrec, ore se scurg, sunt amintiri ce minte acum ne revin. Vorbim, șoptim, cuvinte ce nu e nevoie să le auzim. Ne privim și știm că vom trece mai departe. Nu știm ce se întâmplă cu noi, dar poate tu știi.